Cu toții ne amintim de întrebarea care ne frământa copilăria de fiecare dată când vedeam o mașină nouă. Cât prinde mașina asta? În episodul de astăzi am aflat răspunsul la această întrebare și mai ales am aflat ce se poate întâmpla dacă pierdem controlul unui Nissan Patrol la acea viteză. Noi suntem Ana și Kiwi, iar împreună am pus bazele proiectului Transhumant. Călătoriile noastre au fost și vor fi o continuă aventură atât în expedițiile noastre cu patrolul, cât și la concursurile unde ducem mereu Toyota la limită. Trăiește alături de noi și experimentează aventuri pline de peripeții care te fac să simți că trăiești. Apasă butonul subscribe și alătură-te aventurilor noastre săptămânale. Bună dimineața și bine v-am găsit la un nou episod de vlog! Chiar dacă v-am promis că nu o să mai avem anul acesta niciun concurs de off-road, aproape ne-am ținut de cuvânt. Nu este concurs de off-road, noi ne aflăm acum la Satul Mare, mai exact la Certeze, unde are loc un concurs umanitar de rally ride de data aceasta. Pentru că rally ride-ul și off-road-ul sunt ramuri înfrățite al motorsportului, am zis că ce-ar fi să facem o încercare și aici. Care suntem noi? Noi suntem cu Francesco, cu Sergiu pilot. Am zis să vedem cum se mișcă biturbo-ul și la alergare, nu doar la urcare. Dar înainte să vă arătăm cum arată un concurs de rally ride, vrem să mulțumim sponsorului nostru DMS Auto 44.ro, care ne susține cu piese și accesorii de off-road și overlanding. Și acum și de rally ride. Cum v-a obișnuit, Ana va fi în traseu și va încerca să captureze câteva poze. Eu am mai fost la un singur eveniment de rally ride, la etapa de la Tulcea, unde am fost oarecum impresionat de acest sport. A fost prima mea întâlnire cu acest sport. Și am zis să-l pâzi un pic pe Sergiu, să vedem, poate se îndrăgostește și el de rally ride. Din punctul meu de vedere, ca și copilot, este un pic mai ușor la rally ride decât la off-road. Să vedem, sper să nu mă fi luat gura pe dinainte. Sper că va fi ușor astăzi. Pentru mine, pentru el nu știu cum va fi. Schimbarea majoră este că acum vom merge clar numai pe mare și clar numai în limitare. Deci veți auzi mult ratatatata. Și noi în traseu, sunt cu Ionuț. Ionuț, așa a zis Ionia. Și ne ducem în primul punct, ce anume zona de start. Ce frumos se vede în față, ăla. Hai ce fain se vede. Ele astea cu Toyota deja lucrează la ele? Nu, noi astea. Astea cu Toyota au scule, sunt frumute la aia care n-au scule. Am ajuns la punctul în care ar trebui să-i vedem pe băieți. Nu este cine știe ce, dar până la urma urmei este rally ride, nu off-road. Cam așa arată drumul pe care vor trece și să sperăm că reușim să prindem ceva. Apare culoarea galbenă și pe aia pâlpâie, am văzut. Pâlpâie de 4 ori.
și a cincea pâlpâiele e verde, deja poți să dai drumul. Deci pe patru ori pâlpâie e galbenă. Asta e important. 5-6, 5-7, 5-8, 5-9 de secunde. Pornim la verde, nu e grăbit. Frate, baftă să avem. Mulțumim. O să avem în 150 de metri un Y stânga. Thank you.
băieții pe aici, pe lângă noi, chiar sunt foarte curioase de timpul lor, ca vântul și ca gândul. Rapid, așa, un bic, bic, mou! Mersi, mersi. Francesu!
Mă bucur. Mersi. Francesu! Adică că l-am văzut. Care era să ne răsturnăm, am ieșit pe 2. Și în a doua tură am ieșit cu 30 de secunde mai bine ca în prima. Nu știu. Thank you.
Cel mai tare nebunia? Patron, cel mai mare. Sincer, cel mai tare pilot, bravo. Mulțumesc. Și cum a fost? V-am mutat gardul cu totul, ei au plecat, am luat gardul și au plecat, am mărit acolo raza, curba. Iar câștigătorii clasamentului auto pe un model Nissan Patrol sunt spectaculoși Sergiu Rus și Alexandru Chivare. Iar trofeul oașului, ceea ce înseamnă clasa auto, merge la Sergiu Rus, alături de Alexandru Chivari, poziția a doua, Mihai Ban, Michael Ban, locul al treilea pentru Alin Bob și Marius Mateș. Rezumatul zilei de astăzi pe scurt. În prima manșă am ieșit pe locul 2 la general, pe locul 1 la clasă. La prima manșă am mers cu roțile un pic prea umflate, am avut un 1.5 în ele pentru că nu știam la ce să ne așteptăm. Bănuiam că traseul va fi destul de înghețat și că vom avea nevoie de mai multă aderență. Am mers totuși la 1.5 cu ele, spre deosebire de restul concurenților care au mers la 2.5 chiar. Am ajuns la concluzia că, din păcate, am fost un pic cam mare presiunea. La următoarea manșă, deja terenul se mai dezghețase, am scăzut și noi presiunea undeva la 0.91, lucru care s-a și simțit. Dacă la prima manșă, după cum ați văzut, ne-am învârtit un 180 spre norocul nostru că a rămas 180 și spre norocul nostru că a rămas pe drum cu acel 180. În a doua manșă, având mai multă aderență, atât din cauza cauciucurilor, dar și din cauza faptului că s-a mai topit un pic din gheață, am reușit să ne îmbunătățim timpul cu 34 de secunde, 36. Pentru a treia manșă ne așteptam să avem un timp și mai bun decât în a doua, doar că surpriză. Toate bălțile prin care am trecut le întindeam în față, fiecare mașină care trecea printr-o baltă întindea toată apa în față, astfel încât am reușit ca mai mult din jumătate de traseu să-l stric mai mult decât era în manșa a doua. Adică în manșa 3 a fost mult mai mult patinoar decât în manșa 2. N-a fost chiar la fel de rău ca și în prima manșă, dar a fost un pic mai dificil și atunci nu ne-am permis, simțind că nu avem atât de multă aderență, nu ne-am permis să forțăm, mai ales știind că celelalte mașini de la clasa noastră sunt la o distanță destul de mare, erau câteva zeci de secunde în spatele nostru. Apoi, odată întorși în oraș, am avut parte de o mică demonstrație de drift din partea unei domnișoare de 16 ani, despre care, spre rușinea noastră, nu am auzit. Nati Drift Girl, cred că se numește pagina ei de Facebook sau de Instagram. A fost impresionant pentru noi să vedem un copil, o fată de 16 ani care are sub pedal aproximativ 500 de cai. Pentru mine, ca și fotograf, a fost destul de spectaculos și am putut să-mi dau seama că băieții mergeau bine după pietrele aruncate în spate și viteza cu care treceau pe lângă noi. Nu a fost ca la off-road să am atât de multă acțiune la o singură mașină. Mașinile treceau în viteză, dacă făceam 2-3 cadre din care voi selecta câte unul și apropo, sper că v-au plăcut pozele mele. Ionuț a fost și el acolo, drăguțul, și a filmat, deci tot ceea ce ați văzut în acest filmuleț a filmat Ionuț. Mulțumim, Ionuț. Când am revenit înapoi în oraș, am avut destul de mult de așteptat, a fost și puțin friguț. Începem să ne obișnuim cu asta. A fost proba super specială, unde țin să spun că băieții au cam făcut senzație. Probabil toată lumea obișnuită cu mașinile de rally ride, când au apărut mașinile de la off-road și au rupt puțin tiparul, a fost așa wow. Tuturor le-a plăcut de băieții noștri, care au ieșit pe locul 1 la categoria auto și pe locul 2 la general. Puțin mai aveau și luau și generalul, a fost frumos. Au făcut spectacol și ne-am bucurat acolo alături de ei. Mai ales noi fotografii am avut ce poza. Iar cu adevărat pe scurt, nouă ne-a plăcut, a fost ceva diferit. Știam oarecum la ce să ne așteptăm. Totuși am avut avantajul că acest traseu n-a fost tocmai rally ride, a fost apropiat un pic mai de alergătura pe care o avem noi în campionatul de off-road, lucru care ne-a avantajat și s-a văzut și pe clasament. A fost o mică secțiune de pietre, de bolovani, peste care noi am trecut clar cu mult mai multă ușurință. Sperăm că la Sergiu i-a plăcut, pentru că acest concurs a fost cumva la insistențele mele, el nu a vrut neapărat să vină la acest concurs, dar l-am tot săcăit și a zis bine, hai că încerc și rally ride-ul. Sperăm că i-a plăcut și cine știe, poate la anul ne vedem
prezent la mai multe etape sau concursuri de rally ride. Înainte de a încheia, dorim să mulțumim ca întotdeauna sponsorului nostru DMS Auto44.ro, care ne susține cu piese și accesorii de off-road și overlanding. Mulțumim patreonilor noștri. Ne puteți susține și voi prin Patreon sau puteți deveni membri al canalului nostru de YouTube. Ne mai puteți susține prin site-ul nostru www.cutreier.ro, unde puteți găsi articolele noastre. Iar până data viitoare, nu uitați like, share și special subscribe.